Stăm de vorbă cu domnul Ionuț Butoi, director vânzări la Cartierul Verde. Domnule Butoi, descrieți-mi puțin ansamblul rezidențial pe care îl reprezentați. Cartierul Verde a fost o idee, un concept de cartier cât mai familiar. Adică am dorit ca toți cei care locuiesc aici în Cartierul Verde să fie prieteni unii cu alții. De asta nici n-am făcut zgârie nori, am încercat să păstrăm un aer cât mai familiar, adică oamenii să simtă bine când vin acasă, să găsească multă verdeață, să fie prieteni cu vecinul de alături, să cunoască cu cel de la etajul 2, adică am încercat să fie un cartier de familie. Câte unități locative aveți disponibile în ansamblu, domnule Butoi? Deja am vândut, sau de fapt am împroprietărit, să spunem așa, două blocuri. Acum suntem la al treilea, din care am vândut aproximativ 70% din el. Mai avem, să zicem, undeva la 20 de apartamente libere, dar deja continuăm cu vilele, da, și suntem la fundația următorului bloc. Spuneți-mi câteva argumente care scot în evidență ansamblul dumneavoastră. Chiar dacă ești la 100 de metri de București, nu găsiți poluarea din București, nici fonică, nici cea de gaze de eșapament. Fiind în planul 2 de la șosea, aici nu s-a auzit nici zgomotul mașinilor și nici nu o să dați peste, cum să vă spun, aerul acela necăcios care e în centrul Bucureștiului. Cum vedeți evoluția pieței de ansamblu rezidențiale în 2013? Dacă ne referim la București, în clipa de față la ceea ce înseamnă piața rezidențială în București, clienții sunt împărțiți în două sau mai multe tipuri, dacă ne referim așa. Sunt cei care doresc să fie în centrul Bucureștiului, în mijlocul acțiunii, unde sunt, să zicem, noxele și viața de noapte a Bucureștiului, cei care vor să fie în zonele imediat apropiate Bucureștiului, unde este liniște, unde e aerul mai curat, unde nu e atâta îngrămădeală. Acum, dacă ne referim la partea a doua a clienților, care îi reprezentăm și noi prin Cartierul Verde, piața rezidențială pentru noi în ultimii ani a fost o piață în creștere, adică ne-am dezvoltat. Au fost din ce în ce mai mulți clienți, omul a înțeles conceptul de cartier rezidențial în care să beneficiezi de pază, să beneficiezi de toate serviciile necesare unei familii chiar în interiorul cartierului, să ai un mijloc de transport propriu din cartier până în București, să ai un magazin alimentar, să ai o piscină, să ai un pub, da? Toate serviciile care ai nevoie să le ai în cartier. Adică să nu fie nevoie să pleci de aici, să te duci până la Dristor să-ți cumpere o pizza, să spunem, spre exemplu. Poți să ieși la restaurantul nostru, îți iei o pizza, bei o bere, te simți bine, nu mai trebuie să iei taxiul ca să ajungi până acasă. Piața rezidențială pentru acest concept e într-o continuă creștere și asta nu mă refer doar pe zona de vest a Bucureștiului, în toate zonele Bucureștiului a fost într-o continuă creștere piața aceasta rezidențială. Deci, din punctul nostru de vedere, 2013-2014 va fi într-o continuă ascendentă.